tuturor, eu suntem urșa să jucăm Minecraft Hide and Seek. Ce sunt, un furnal? Pe Hive, eu sunt un... de ce să-ți spun eu ție ce sunt eu? Bă, ce mapă e asta? Oh, o știu, bă, de ce nu m-am făcut? Bă, nu prea știu să mă joc Hide and Seek, așa că o să fie interesant. Deci nu m-am băgat să mă ascult, știi ceva, o să stau aici în mijlocul arenei, o furnace, oarecare. Niciodată nu o să-și dea seama că sunt un furnace. Nu înseamnă că sunt bloc solid. Deci, mai bă, sunt... Bă, ăla-i afecat cumva? Ah, you are a solid block, ok. Ok, acum s-a îngris să nu vină hideri, știi? Seekeri. Da. Deci mi-mi place să fug de seeker, știi? Când primesc sabia aia, mă duc, le dau câte una și fug. Îl văd pe unul. Ai, nu vine aici, nu. Și ceva, eu am să fug toată mapa. Aul ăsta s-a urcat pe aici și a început să dea în chestii. Fugi, tu fugi, așa. Au fugit două chestii. M-au trecut pe lângă mine. Ce ușura mă simt o idee. Am furnange. Ai pus să mă fac solid aici? Ok. Aul, bă, mi-e frică să mor eu. Ia. Poate câștig așa din prima. Bun. Până începe, până să termină meciul ăsta, trebuie să vorbim despre ceva interesant. Da. Vă salut, noi mei subscriberi. Oh, acum am un salut. Vă salut. Am văzut că azi de curând, adică de curând în ultimele două zile, a intrat foarte multă lume pe canalul meu și vă mulțumesc foarte mult. Chiar apreciez. Ce zici? Ce? Nimic. Ai murit? Nu. Aolo, se plimbă seekerii, se plimbă hiderii pe aici și seekerii nu fac absolut nimic, seekerii stau afecat. Spalete, băieți. Bă, să ai norocul ăla să nimerești un seeker afecat. Bă, tu cumva ești un furnace care se plimbă acum? Nu. Ce faci, bă, tu? Opa. Oameni. Îl văd pe unul. Doamne. Oh my god. Uite toți siderii unde stau. Mă duc și-o la ei. N-au de ce să vină mă seekerii la mine, chiar n-au niciun motiv. Mă duc să bat hideri. Am văzut că sunt șmecheri. Mamă, noi toți siderii, uite unde stăm. Bate-ți mă seekerul. Noi batem seekerul. Să mor tu că dați în seeker. Da. L-am bătut. Să... Aaaa. Noi stăm aici sus, n-avem treabă. Troll. Foarte. Foarte tare, băți. Uite-o. Uite, sunt praf. Sunt praf rău seeker. Opa, vine unul. Vine unul spre mine. Da, mă, hai, urcați-vă voi aici. Oh. Mai vin doi. Ăla nici nu mă vede. Da, ce-mi place minigame-ul ăsta, e preferatul meu. Bă. Holy fuck, s-a uitat unul la mine super insistent și totuși nu a dat. Uite căcatul cum a conspirat. Și ce stă găina asta aici? Pa. M-a găsit unul, m-a găsit, acum o să fug un minut întreg. Aoleu, a murit. Să mor tu. Da. Eu încă fug. Uite, am mai găsit un beacon ca mine. Ups. A spart. Am să vin să te omor, măcitule. Vezi ce-ți dau acum, ce te-ai făcut? Zăi. Mă omoră, mă. Stai că mă duc la petrecere unde stau aia de sus. Aolo, și totul mergea atât de bine. Care ești? Bă, e troll rău, hai de zic ăsta să mor eu. Bă, nu pot. Hai să găsim. A, tu ești ăla, mă? Nu. Ba, tu ești, băiat. Bă, mie oricum nu-mi place harta asta, știi, de căcat. Uite, aici mai era un crafting, mi-aduc aminte, dar nu știu dacă a plecat sau nu. Dă-i, mă. Da, anyway. Uite, aici mai poate fi cineva. E bucata asta de loc, ce fuge. Ai, mă, cam nu știu ce pot, ce iteme poți fi, deci eu dau un... Eu dau și în ăsta, și în clay la nimereală. Te dic, ăsta ce caut aici? 3 hideri pe un bloc de loc și nu-l omorăți. Vreau eu! Moți. Că-mi fură kill-ul jet.
Ce stai mai aici, cap? Ce faci sus? În ce dai, mă, căra? Nu-i nimic. E suspect. Tot, orice lucru e suspect în jocul ăsta, mă. Într-un loc nu cred că am căutat, aici sus. Poate un hider de la profesionist. Fuck, mai sunt 4 secunde. De ce? Au câștigat hiderii. Bun, facem șapte. Ok, reveniți cu partea a doua. Reveniți și cu partea... Holy fuck! Aha, ha, ha, troll. Ăla stă acolo, nu fac. Păi, măcar nu știu... Ah, sunt un... Vân nimic. Deci locul ăsta e prea evident aici. De ce mi-am ales să fiu chestia asta? Deci nu există absolut nimic. Nu cred că există niciun loc în care mă pot ascunde. Care e, mă, retardatul care a avut mapa asta? Nu știu. Ia uite. Deja a dat drumul la... Hai. Uite aici o să mă pun, frate. Deci aici să mor de mă găsește cineva. Hai, fă-mă o dată solid. Gata, sunt un bloc solid. Băi, eu zic că în locul ăsta n-are ce să mă caute lumea. Tu ce? Păi, dacă aș spune, strică tot. Ai strică tot, iubire. Tu ce ești? Nu știu. Băi, atât de intens să stai așa într-un loc și să te uiți. Nu știu de ce mi-a spus cineva să joc hide and seek. Am voie să ascult, manele, la video tău. Nu, că-mi iau copyright. Cine, mă, de la guță? Nu mai știi. Și păcă nu-ți dă la copyright. N-ai, bă, n-ai de unde știi. Lumea manelelor este foarte nasoală. Nasoală este foarte bogată. Sunt mulți. Mai vorbești de manele, te spar. De ce? Îți place? Îți plac manelele? Da. Frumos. Mai ales alea de... Sandu Ciorbă, Nicola Ghiut, Justi Juve. Da, mă, de la 10 lucruri, da, hai că pasă nu le știe nimeni. Veți azi, de la 10 lucruri, mă, genial. Mm-hmm. Hai să nu le facem reclamă aici. Exact. Unde degeaba, cred că le facem. Ok, tu poți să pleci, nu sunt noi nimic aici, Blue Monster, pa. Oare poți să mai arunc sape din inventar? Nu, nu te las. Ce mișto ar fi fost. Uite sigarul. Mamă, cum dă cabou în toate direcțiile. Dar numai în tine nu dă, știi? E cea mai tare chestie. Deci dă în toate blocurile, dar se fix pe tine te ratează. Mă știu că te vor hide and seek, dar... Mai mișto e când joci cu prieteni, am jucat singur de zile trecute. Eram încă ultimul Forever Alone. Forever Alone. Bă, tu pleacă de acolo. Wow. Mamă, deci dacă mi alegeam leaves, nu mă prindea nimeni în locul ăsta să mor eu. Uitați ce loc mișto. Deci toate astea au leaves. Numai aia n-are leaves, frate. Mai de cap. Bă, am luck și vine un seeker. Seeker? Seeker. Te seacă de viață. Bă, știi ceva? Bă, nu știu cum mi-a venit mie să mă ascund în locul ăsta, dar văd că nu se prinde nimeni că aș putea fi aici. Când mai sunt 100 de secunde, ies din locul ăsta. Hai, băi, mai sunt 20 de secunde, ce n-ai pierd așa degeaba. Ce ceva ies de acum, gata, am ieșit. Ce ești, cumva oak? Nu. Că nu mă pe unul aici, oak, care alergă de urul. Sunt în cel mentei, bă, umblător. Fug de toată lumea. Bă, deci... Aș fi filmat acum, ar fi... În locul acestui hide and seek ar fi trebuit să fie un survival games, dar... Cum au decurs lucrurile în această dimineață? Oh, nu, pleacă. Oh, nu cred. Cum, bă? Cum să-ți dai seama? Nu! Am murit de două ori. Eu sunt fugărit deja. Hai că vin eu și te prind. No! Ah, mori, bă. Ia uite-te. Paștele, mete. Ok, de hai să vă povestesc. În dimineața asta, Teo vine cu o idee briliantă. Bă, hai mă să ne jucăm Minecraft Survival Games. Ok. Teo și-a făcut... Bă, dar plin ciudat lemnul ăsta aici a pus. Teo și-a dat un restart la calculator. Restart. Și-a restart Windows-ul. Și, normal, trebuia să-și facă el setări pe Minecraft. Că nu putea să-și le facă singur. Ah, ok, făi, hai că fac și un match de Survival Games singur. Mă pun eu ca un băiat, ce sunt un băiat bun, să fac un match de Survival Games.
Bă, din prima câștig, așa, singur. Oh, văd, dar ce tare sunt. Ce ai în România? Bă, clar câștigăm. Și am jucat de la 11 până la 2. Am încercat să filmăm și am zis, bă, ne băgăm. Teo s-a băgat pe counter de nervi și am rămas cu Radu aici să ne jucăm ca doi băieți. Bă, unde aș putea, mă? Bă, e cel mai prost seeker, nu dau nimic. Cum e nești de rahatul ăla de server în viață. Uite, deci locul ăsta aici nu mă prindea nimeni. I'm CSG. G, man. Se pare mie sau am dat în ceva. Se aude ca și cum ai dat într-un om. Dar ce se aude, mă, acolo? Se aud zgomote de vreo. Aaa, uite-l, mă, pe ăsta. Gata, l-am bătut. Mamă, ce gălăgie la mine pe stradă. Bă. Nu mai așa se aude. Și la mine mai venea. Și când te gândești că strada mea e cu sens unic, știi, e fundătură, nu prea vezi multe mai veneau țigani în fața casei. Și sunt fiare vechi, fiare lom. Nu știu, aveam o bicicletă de aia în curte. Și le întrebau mereu dacă o vinzi. Nu știa, veneau la taică mea. Șefule, conașule, îmi dai mie bicicleta, bosule. Știi că tu când rebic, ce te vin în țeta? Dacă nu ești convins, te dau bicicleta la țigani. Bă, taică mea, cred că am luat bicicletă și le-a dat cu ea în cap. Aolo. E bine, asta a fost și chestia de astăzi. Vă rog să nu vă abonați, lăsați un like, un coment. Până data viitoare, pace!